Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am găsit la Dale Divinăției, aici la Hunedoara 1 TV. O frumoasă zi de 15 februarie, am mai trecut o zi, am mai primit o zi de la Dumnezeu, o zi binecuvântată, vreau eu să cred, și vreau să cred că și astăzi, ca și ieri, vom spune te iubesc. Foarte mulți dintre telespectatorii mei au făcut ieri postări care m-au impresionat și care mi-au arătat că, deși e o zi împrumutată, dar adusă de peste ocean, spun eu, de import, noi românii, fiecare zi pe care o putem dedica iubirii, iubim cu toată inima. Foarte mulți dintre dumneavoastră mi-au trimis mesaje și vă mulțumesc pentru mesaje și vă mulțumesc încă o dată că mă încurajați și asta îmi dă enjoy și încredere și mă trezesc în fiecare dimineață cu gândul la dumneavoastră, dragii mei, și vin aici alături de Rosi, bună dimineața Rosi, și de echipa de la Dale Dimineții și de la Hunedoara 1 TV să împărtășim împreună experiențe de viață despre oameni. Oameni care cumva fac lucrurile altfel, fac lucrurile cu dăruire, cu iubire și cu respect față de aproapele nostru. Știți că nu întotdeauna suntem poate la umărul celui care are nevoie. Aproapele nostru, noi, uneori trecem prin greutăți. Uneori primim acea veste care îmi dă fiori cumva în această dimineață. Primim acea veste că de mâine, de poimâine sau după un preaviz, nu vom mai avea servicii. Ceva nu a funcționat și trebuie să o luăm de la capăt în viață. Cumva. Primul sentiment este de durere, cred. Am trecut și eu prin asta. De durere. De nesiguranță. Ce vom face poi mâine? Pe urmă, primim hârtiile. Ăștia-s pașii. Și stăm și le privim cu deznădejde. Și nu știm ce să facem cu ele. Pe urmă apar oamenii, îngerii din viața noastră, acei oameni fără aripi, cărora nu le vedem aripile, și care ne spun, nu s-a terminat, există continuitate, există ajutor, nu suntem singuri, dragii mei, și nu sunteți singuri atunci când viața ne încearcă. Un astfel de om îl vedem zi de zi, pe aici, prin Deva, printre noi și nu doar în Deva, îl vedem și la Petroșani, îl vedem și la Orăștie și o vedem de fiecare dată că e vorba despre o doamnă, despre o femeie, căreia o să-i spunem bună dimineața, bună dimineața, doamna director. Bună dimineața, bine v-am găsit dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. O femeie la ușa căruia mulți dintre noi am bătut și am cerut ajutorul, poate nu ei personal, instituția pe care o conduce, dar și personal sunt convinsă că mulți dintre noi am trecut pe sub pixul domniei sale și chiar prin fața ochilor, pentru că doamna director de la JOFM Hunedoara, de acolo de la șomaj, cum a certat ieri Rosi, de acolo de la șomaj, dragii mei, cum spunem noi, muritorii de rând, am întâlnit-o de la primele birouri, pentru că domnia sa cunoaște acea instituție foarte bine și o să ne povestească în această dimineață, pentru că a început așa cum începe orice român. A luat viața în piept, de la capăt, a urcat de la un birou la altul, a urcat etaje și astăzi a ajuns la biroul central. Dar a început de undeva.
mai de la parter, să spunem așa. Doamna director, câți ani de experiență din punct de vedere profesional vă leagă de această instituție? Toată vechimea mea muncă este în această instituție. De la 19 ani lucrez în această instituție, deci să tot fie 30 și un pic. Nu o să dau un detaliu ca să nu îmi spun vârsta. Ah, ascult. Da. Nu e cazul, doamna director. Nu, era o glumă în această dimineață. Atât de frumos ai vorbit despre instituție, despre oameni, încât mărturisesc că m-a impresionat. Sigur că să faci această meserie, să practici această meserie, presupune în primul rând o mare, mare dragoste de oameni, să-ți placă ceea ce faci, pentru că altfel nu reziști, altfel rezultatele nu sunt cele așteptate și bineînțeles că există, se nasc probleme și există tot felul de lucruri care nu sunt la locul lor. Nu mi-am dorit neapărat să fiu în această instituție în momentul când eram copil sau în momentul când eram la liceu, dar am fost crescută, sunt un om normal, un om simplu, am fost crescută cu drag de oameni, nu am fost un copil ținut așa pe brațe, am fost copilul care a participat la toate activitățile. Eram, deși stăteam la Deva, toate vacanțele eram la bunici, le petreceam la bunici. Am fost copilul care știe să meargă și la, să meargă și la sapă și cu vaca și peste tot. Pornind poate de la aceste lucruri, am învățat că trebuie să prețuiești în viață anumite chestiuni și la un moment dat, v-am spus, nu sunt un copil crescut pe brațe sau un copil care de bani gata, trebuia să mă angajez, îmi doream să mă angajez, aveam nevoie de libertatea, de banii mei, de libertatea de a-mi hotărâ singură viața. La momentul acela, în primul an când am terminat liceul, vreau să mă duc la facultate, nu aveam posibilități foarte multe materiale și financiare și am dat un concurs. Primul meu concurs unde l-am dat a fost la Banca Comercială. Am căzut prima cu nota 9,60. Am vrut să fac contestație și mi s-a spus că, având în vedere faptul că părinții mei nu lucrează în bancă, nu beneficiez de un punct din oficiu, iar cel care intrase înaintea mea era cu 9,80, deci dacă scădem acel punct din oficiu era foarte clar că nu avea nicio treabă cu capacitățile profesionale al persoanei respective. Am fost foarte dezamăgită atunci și n-am înțeles de ce lucrurile se întâmplă așa. Ulterior m-am înscris la acest concurs la oficiu forță de muncă, erau 2-3 oameni în acel moment. Mi-amintesc că am dat examen la primărie, concurs la primărie, era sala plină, eram 4-5 pe loc. În acel moment se dezvoltau agențiile teritoriale, colegi din Valea Jiului, colegi din Orăștie, Hunedoara și așa mai departe. Practic era începutul acestei instituții, pentru că eu m-am angajat la Oficiul Forței de Muncă și Șomaj, nu la AJOFM. Am luat acel examen, eram un copil pe vremea aceea, aveam 19 ani. Țin minte că șeful meu, pe acea timp, domnul Eugen Maniac, mai târziu și-a schimbat numele în Blaga, Dumnezeu să-l odihnească, că a murit, îmi spunea Șoimul Patriei. Pentru că eram șoimuleț. Eram cel mai tânăr angajat din această instituție. Ajungeam la ora 7 la servici, deci noi începeam de la 8 să-mi pregătesc lucrurile. Mi-era foarte drag și îmi plăcea foarte mult să lucrez cu oamenii, să interacționez cu oamenii și așa mai departe. Așa a fost începutul meu în Oficiul Forței de Muncă și Șomaj pe vremea aceea.
M-am înscris la facultate în acel an pentru că puteam să mă susțin singură, să-mi plătesc școala, să-mi susțin tot ce înseamnă participarea la formare, la cursuri și așa mai departe. Ulterior am terminat 3 facultăți, dar asta în timp. Și încet, încet am început să învăț. Țin minte că era o doamnă, doamna Carmen Papin, care era șefa contabilității pe vremea aceea, m-a observat și a spus, tu vei veni la mine în compartiment. Și am fost și la contabilitate. Atât de mult îmi plăcea să adun fișe. Am fost la cecuri, am fost să plătim cecuri și să scriem cecuri de mână la Condor. Dacă vă aduceți aminte de Condor, erau printre tot așa primele începuseră să se disponibilizeze personal și fiind cel mai tânăr angajat din instituție, pe mine mă trimiteau peste tot. Am fost la Petroșani și am scris cecuri la mineri, am fost la Deva, peste tot. Ce însemnau cecurile, banii de disponibilizare, se dădeau prin filă cec, era un formular care trebuia scris același lucru de 3 ori. Dacă greșeai o dată, îl anulai. Deci trebuia să fii foarte atentă. Cumva doamna Papin, căruia îi mulțumesc, nu cred, adică sigur nu se uită la această emisiune, dar încă țin legătura cu dânsa în acest moment în Constanța, m-a învățat și mi-a insuflat dorința de a avansa în carieră și de a face lucruri. În sensul că trebuie să fac școală, trebuie să învăț și așa mai departe. În 1999, când s-a înființat ANOFM, am fost preluați de către AJOFM Hunedoara, s-au despărțit direcția muncii, pentru că angajarea mea era la direcția muncii, Oficiul Forță de Muncă și Șomaj, și așa am ajuns la AJOFM. În acest moment sunt cel mai vechi angajat din instituție. Da? Toți colegii mei au venit ulterior în această instituție. Cam așa a fost la început. Sigur că dacă vrei să faci un lucru și dacă vrei să-l faci foarte bine sau să-ți faci o meserie, o carieră, trebuie să-ți placă, trebuie să-ți fie drag de meseria pe care o faci. Mă gândeam acum, venind la dumneavoastră în emisiune în această dimineață, de o discuție pe care am avut-o cu foarte mulți ani în urmă. Ne trimiteau la tot felul de cursuri de formare și am fost la o instruire pe partea de comunicare în serviciu public de ocupare. Formatorul din acel moment ne-a aplicat teste. Teste care defineau profilul nostru personal și profesional. Atunci mi-a spus un lucru pe care nu l-am luat foarte tare în seamă și mi-a spus așa, tu ai calități de lider. Tu ești un bun lider și dacă ți-aș defini profilul ocupațional al tău, profilul personal și profesional, ai o componentă socială, pe partea socială ești foarte dezvoltată și ai tendința aceasta de a ajuta, dar mai ai o componentă care depășește partea socială, componenta de lider. Momentul acela nu m-am gândit niciodată că voi fi un lider, dar în timp, dacă mi-am observat și am stat să mă gândesc la cariera mea și la activitatea mea în instituție, chiar am avut tot timpul tendința aceasta de a fi liderul pentru colegii mei. N-am fost un funcționar comod în sensul că întotdeauna, dacă eu am o gândire sau dacă eu muncesc și gândesc, consider că șeful meu trebuie să știe mai mult decât mine și trebuie să mă învețe să-mi spună. Și tocmai această chestiune cu liderul și discuțiile au dus la un moment dat la anumite lucruri, pentru că la anumite discuții, pentru că partea asta de instituție publică care e destinată cetățenilor, părerea mea, este că trebuie să fie condusă de un om care îi place această meserie și o înțelege și poate să-și conducă echipa.
V-am spus că sunt de la începuturi aici și știu anumite aspecte și nu o să revin și nu o să vorbesc de nimeni de niciun fel, dar au fost momentele în care noi ca instituție eram undeva prăfuiți foarte lipsiți din media sau așa mai departe. Adică lucrurile mergeau din inerție și nu se întâmpla nimic. Asta pentru că întotdeauna un lider poate să-și scoată în evidență oamenii și echipa și să schimbe modul de lucru al echipei. Zic eu că de 4 ani și ceva, că am trecut deja de 4 ani de când conduc această instituție, suntem vizibili, suntem pe harta județului. Cineva mi-a spus acest lucru și mi-a plăcut foarte mult. Pe harta țării. Pe harta țării. Eu am fost puțin mai modestă. Mi-a spus, ai pus AJFM-ul pe hartă. Mi-a spus un om care participă la evenimentele noastre și atunci, în momentul acela, m-am gândit, da, chiar aveți dreptate, am pus AJFM-ul pe hartă. Pentru că orice acțiune a noastră trebuie să fie destinată cetățenilor. Colegii mei și cei care nu au astfel de abilități, care au venit acolo în instituție și nu au atât de multă înțelegere față de cetățeni, au înțeles că eu nu fac rabate la acest lucru. Nu accept și nu sunt de acord să se vorbească urât cu oamenii. Nu accept ca un funcționar să nu fie prompt, să nu răspundă frumos sau să nu aibă o atitudine profesională și o atitudine omenească până la urmă cu cel care îi este în fața lui sau la telefon și așa mai departe. La început am avut mici discuții de unde ne facem rost de niște empatie, presupun că exact, asta. Dar au înțeles, cred că cu toții, că atâta timp cât sunt în mijlocul lor, în orice problemă sunt în agenție și fac parte din echipa care muncește, nu din echipa care stă acolo cocoțat sus pe scaun și doar de ordine care câteodată nu le poți aplica, nu poate cineva să facă altfel decât trebuie. Mărturisesc că orice reclamație pe care o primesc, inclusiv cetățenii îmi scriu în privat, pe Facebook, răspund, încerc să ajut și să iau până la urmă lucrurile să se rezolve în regulă și să iau o atitudine. Sigur că empatia asta de care spuneați dumneavoastră, aș putea să vorbesc foarte mult despre activitatea noastră, dar până la activitatea JOFM. Eu vreau să vă întreb așa. Când a fost, până să ajungeți, făcând excepție de cei 4 ani, da? Da. Astăzi sunteți la conducerea instituției, înainte de a ajunge și erați un simplu angajat până la a ajunge lider și să vedeți cum a ajuns, că ajungem și acolo. S-a tot zvonit prin presă, uite, astăzi aflăm adevărul. Care a fost primul moment în cariera dumneavoastră, aveați 19-20 de ani, erați foarte tânără, cel mai greu moment pe care l-ați întâlnit până la a ajunge pe o funcție cât de cât de conducere? Ce v-a impresionat? Care a fost momentul care v-a impresionat atunci la o vârstă? Ați trecut prin momente foarte grele și o să povestim despre ele. Mineritul care a dispărut, meserii, în cei 30 de ani și un pic de carieră, ați trecut în județul Hunedoara prin foarte multe. Și e cazul să le amintim telespectatorilor noștri că nu a fost un județ ușor, a fost chiar greu. Nu este un județ ușor. Așa, mulțumesc. Dar să ne ducem undeva în trecutul dumneavoastră, la începutul carierei, care a fost primul moment care v-a impresionat? Un om, o femeie, un bărbat, un grup, nu știu. E greu să vă răspund la această întrebare pentru că 30 și ceva de ani de muncă înseamnă multe întâlniri cu oamenii. Nu am fost doar acum de când sunt director șef, am mai fost șef birou plus compensatorii.
Singura, adică a fost un moment în viața mea unde, aș putea să spun două, unde am plâns efectiv. Eu plâng foarte rar, adică în momentul în care există anumite lucruri care chiar mă impresionează. Eram la Petroșani, în momentul în care tot de minerit se leagă discuția, la primele disponibilizări dimineața, aveam sute de mineri veniți să ridice aceste cecuri și mulți veneau cu copii. Am întâlnit o familie care locuiau la o cabană, aveau 7 copii, o fetiță superbă pe care mi-o amintesc cu drag. Mama ei mi-a spus atunci, nu o luați acasă, nu am bani cu ce să o întrețin, o să o dau la casa de copii. Am plecat cu inima îndoită, eram și eu un copil și eram cu inima îndoită, copilul respectiv stătuse în brațe și toată ziua aproape și nu mai știu ce s-a întâmplat cu acel copil, dar mi-am dat seama atunci că există oameni care au nevoie de noi și poate chiar o vorbă bună îi ajută în acele momente. Sunt oameni care au multe lucruri de spus și nu le spun tocmai pentru că au momentul respectiv un necaz. Și a mai fost un moment în viața mea când se făceau disponibilizări la noi la AJFM. Colegii mei erau chemați la secretariat să li se dea documentul prin care sunt anunțați că pleacă acasă. Eu plecam acasă în acel moment și ne-am întâlnit pe scări. Tot drumul de la ieșirea din instituție până acasă am plâns, pentru că erau oameni care n-au înțeles și nici măcar n-au primit un cuvânt de mulțumire din partea conducerii și oameni care nu știau ce se întâmple mâine. Am trecut și eu printr-un astfel de eveniment și știu ce înseamnă acest lucru și atunci, momentul acela, pentru mine a însemnat foarte mult. Nu mă gândeam în momentul acela că voi fi eu factor de decizie sau voi ajunge eu să am puterea de a aprecia un om, dar știu că oamenii întotdeauna trebuie să aibă o discuție și trebuie să fie apreciați pentru ceea ce fac, chiar dacă pleacă din instituție. Oamenii au nevoie de speranță, dragii mei. O cunosc pe doamna director de ceva ani buni. O cunosc și ca om, o cunosc și ca om al instituției pe care îl conduce. Au fost ani în județul Hunedoara și în România în care nu aveam șansa să ne reorganizăm prea repede. Ani de durere în care te duceai la șomaș și pur și simplu îți depuneai actele și cam asta era, așteptai pentru că nimeni nu te învăța ce să faci, că o poți lua de la capăt. Când am cunoscut-o cu ceva ani în urmă, învățase pe cineva, așa am cunoscut-o terța persoană, asta m-a impresionat și mereu mi-aduc aminte despre doamna director, o discuție cu un om la care îi explica și de ce ești necăjit. Mâine poți să înveți alte meserie. Am rămas șocată. Mă uitam la domnia sa și parcă lucrurile cumva începeau să prindă formă în capul meu că există oameni care să ne învețe că da, azi ești în șomaj, dar mâine poți să o iei de la capăt. Nu și-aducea în minte momentul, era în agenția de la Orăștie, eram acolo întâmplător, însoțeam pe cineva și doamna director îi explica acelui om că mâine poate să învețe o altă meserie și că poate să o ia de la capăt. Am fost curioasă să văd ce se întâmplă și am urmărit acea poveste. Și da, într-adevăr, l-am reîntâlnit pe acel om la un curs. Nu am povestit niciodată și ne întâlnim, dragii mei, destul de des. Dar
Pe mine m-a marcat acea întâmplare, nu dau numele, se uită la emisiune, știu că ne urmărește, îl salut și chiar povesteam ieri că o am invitată pe doamna director, pentru că persoana respectivă spune de foarte multe ori, doamna Tomuț mi-a schimbat viața. Ați reușit cumva în anii aceia grei să-i convingeți pe oameni, ceea ce eu am văzut cu ochii mei și nu eram, nu lucram în presă, să învățați că pot să facă altceva, că pot să o ia de la capăt. Până la urmă, asta este meseria noastră și asta este menirea noastră. Au fost foarte multe discuții pe care le-am avut cu foarte multe persoane în acest sens. Zilele trecute am avut la mine în birou, în audiență, un tânăr de 21 de ani. La fel, am avut o discuție, cred că o oră și jumătate, am discutat cu el pentru că trebuia să văd exact cam ce profil are și ce își dorește de la viață și cred eu că am reușit să-l punem pe o cale și pe o anumită linie. Sunt foarte mulți oameni cu care vorbesc, pentru că nu sunt genul de director să am doar o zi de audiență, îmi primesc oamenii care vin la mine să discute absolut de câte ori. Singura condiție e să fiu în instituție sau să nu am ceva urgent de făcut. Sunt foarte mulți oameni cu care am interacționat. Vedeți dumneavoastră, asta este până la urmă profilul unui funcționar care lucrează în serviciu public de ocupare. Trebuie să discute cu persoana respectivă, să afle tot ce poate legat de profilul profesional și să-l ducă pe o zonă, să îi recomande, să-l ajute să-l ducă o zonă unde poate să pornească de la început. Sigur că n-am avut discuții întotdeauna cu oameni calmi, au fost discuții cu oameni care... Oamenii când au de necaz, vin plângând, spiară. La începutul carierei mele nu eram nici măcar șef birou. Am avut un domn pe care îl întâlnesc pe stradă și ne salutăm de pe cealaltă parte a străzii, nu vreau să-i dau numele. O persoană care atât de supărat a venit încât a fost un moment urât la noi acolo, cu amenințări, cu scandal, cu făcut circ, după care ne-am împrietenit, în sensul că domnul a înțeles că nu de noi depinde anumite lucruri, dar am ajuns într-adevăr să ne salutăm pe stradă din momentul, primul moment unde ne-am întâlnit și să vină cu drag să stăm la o discuție. Sunt foarte multe probleme și până la urmă noi trebuie să înțelegem oamenii că au probleme, au nevoi. Tocmai de aceea în astfel de instituție e nevoie să fie oameni care cunosc meseria și e nevoie ca, zic eu, că instituțiile care se ocupă cu partea de servicii pentru cetățeni, cu partea de activitate cu oamenii, trebuie să fie oameni care știu ce au de făcut. Din punctul meu de vedere, cred că doar un om care crește din interior poate să aibă rezultate. Nu zic că în momentul în care ești trimis, pus undeva, nu poți să ai performanță și randament, dar există un timp, o perioadă în care, până când ne dăm seama despre ce-i vorba, și am văzut-o la alții, pentru că eu nu am fost în alte funcții și nici nu cred că m-aș duce vreodată niciunde să-mi ocup un loc de muncă direct șef, pentru că consider că dacă mă duc șef undeva și nu știu ce fac angajații și subalternii mei până când aflu, vă trece foarte multă vreme. Cred că asta până la urmă e secretul unei activități performante, să fie cineva care cunoaște foarte bine lucrurile și poate să definească, poate să organizeze și poate să vină cu soluții. Acum și numirile, aici iau apărarea un pic, o să mulți dintre telespectatori poate nu o să fie de acord. Da, primește o numire la un moment dat. Ideea e să vrei să înveți. Nu toate instituțiile sunt atât de grele ca dumneavoastră, că până la urmă supărarea și necazurile
duc la boală foarte mulți dintre cei care își pierd joburile și ajung la șomaj, își pierd cumpătul, se îmbolnăvesc și ajunge mai departe în altă poveste. Sunt instituții mai ușoare, unde poți să fii numit? Eu nu vorbesc în numele nimănui și nu vorbesc despre absolut nicio persoană. Eu vorbesc în ceea ce mă privește. Eu v-am spus, eu n-aș putea, eu, să mă duc într-o instituție șef unde nu cunosc activitatea. Și haideți să dăm puțin timp înapoi. Așa. În ianuarie, când eu am preluat, 2000, când am preluat conducerea JOFM, a venit pandemia. Ce ne făceam noi dacă, și asta mi-o spun colegii mei, deci asta au venit și mi-au spus-o de nenumărate ori colegii mei, ce ne făceam dacă era cineva venit din afară atunci? Pentru că nu aveam soluții. Au fost momente în care au rămas în instituție pentru că am fost acolo și știam ce avem de făcut. Eu vorbesc în numele meu. Nu am nicio problemă și nu am nicio chestiune cu astfel de lucruri. Eu nu aș putea să fac așa ceva și cred, asta e părerea mea personală, mi-o susțin, cred că un om trebuie să vină cu un bagaj de cunoștințe despre acea instituție ca să poată să organizeze. Pentru că vă spun ce am trăit noi în instituție. Exact, orice 2020, director care venea, da. Orice director care venea, prima dată era pus așa undeva într-un colț, marginalizat. Mă, nu fac, să-mi spună el ce să fac, să-mi spună ce să fac. Orice director nou când vine are nevoie de o perioadă de acomodare, pentru că dacă eu mergeam într-o altă instituție și dura un an până să mă acomodez, cum treceam de pandemie? Noi am fost cei care am plătit șomajul tehnic. Nimeni din județ n-a stat după bani pentru noi. Din cauza noastră nimeni nu a fost respins, pentru că dacă am putut, doar dacă a fost o chestiune legală care nu se putea rezolva, dar orice lucru care puteam să rezolvăm, am sunat oamenii și am încercat să-i ajutăm. Acum, restul fiecare știe despre viața lui. Acum, perioada de pandemie a fost foarte grea pentru AJFM. Mulți au stat acasă, mulți dintre noi am fost, să spunem așa, un pic protejați. AJFM nu a stat acasă, i-a împărțit în toate birourile posibile și imposibile. Ați fost printre primele județe care ați pus punctul pe I. În județul Hunedoara s-au dat banii foarte repede. Și să vă spun ceva ce nu știe foarte multă lume, tocmai pentru că am fost atacată în presă. Eu am fost în acea perioadă 6 luni cu indemnizație de director cu bani, după care am fost 6 luni pe funcție de execuție cu atribuții de director cu salariu de execuție și plăteam miliarde. Nu, puteam în acel moment să spun nu, nu mai vreau. Dar începusem atât de multe chestiuni. Erau atât de mulți oameni care se bazau pe noi, încât nu e o minciună. Primeam 4.200 de lei salariu net și plăteam miliarde. Ați avut chiar și o perioadă de nu știu cât timp, poate ne povestiți, în care ați... Haideți să o luăm cu început. Așa. Deci am fost 6 luni director, după care cu bani, după care am fost director fără bani. Fără bani. Da. Ulterior s-a scos postul la concurs, un concurs de recrutare. Putea absolut oricine care avea 7 ani în vechime pe studii superioare, studiile respective, să se înscrie la acest concurs și m-am înscris la acel concurs. Nu a venit nimeni cu mine de mână să mă ducă la acel concurs. N-am avut niciun fel de favoritism sau să zic că, vai de mine, sunt sub o anumită umbrelă. Am luat acel concurs și am primit numirea pe perioadă nedeterminată ca director. În acel moment era la guvernare un anumit partid. După 2-3 luni am primit un telefon de la București, am fost chemați la București să ni se spună că unul dintre partidele aflați la guvernare au contestat 4 concursuri de director.
Ce vin am eu sau dumneavoastră sau telespectatorii dacă se înscriu la un concurs organizat de o anumită instituție din toată povestea respectivă? Conducerea ANFP, pentru că concursurile la funcționari publici sunt trimise, avizate la ANFP. ANFP-ul numește o persoană care să vină să stea la concurs, să supravegheze concursul respectiv și să-l avizeze. Conducerea ANFP din acea vreme era din partidul persoanei care, persoană din județul Hunedoara care a contestat aceste concursuri, avizase concursul. Aveam documentul semnat de persoana respectivă, nu eu personal, ANFP ulterior a ajuns la mine. Concursul a fost validat de către ANFP, persoana desemnată din cadrul ANFP a semnat procesul verbal de examen fără obiecțiuni. Cu toate acestea, ne-am trezit acționați în instanță, 4 județe, de către ANFP, condus la acel moment de către o persoană politic pusă din partid cu persoana care contestase, și trimiși la Tribunalul București, Tribunalul București, unde știm cu toții că judecătorii făceau parte cam din același partid, ieșiseră în stradă, erau atunci cu Rezist și așa mai departe. N-am înțeles nimic când am fost chemați la București, pentru că eu aveam minerii blocați în subteran, aveam toate lucrurile. Ați înțeles moment că nu mai aveți servicii? Nu, nu, nu. Nu, în momentul acela nu era vorba de servicii, în momentul acela am înțeles că se contestă concursul de către ANFP și mi se părea stupid în condițiile în care aveam semnătura președintelui ANFP pe document. Aveam semnătura și validarea mea pe post. Și că până la urmă ar fi o formalitate toată povestea asta, având în vedere faptul că totuși avem semnătura ANFP. Sigur că primii au fost colegii mei de la Giurgiu, Tulcea, Neamț. Au pierdut procesele toți în primă instanță. Ultima am fost eu. Vorbim de primă instanță, am pierdut procesul. Persoana care nici măcar nu am avut o discuție cu persoana respectivă, toată lumea mă întreba, te cunoaște, are ceva cu tine? Nu, n-am vorbit niciodată personal cu persoana respectivă care făcuse această contestație și am să vă spun și care e motivul. S-a lăudat foarte tare în ziar că a reușit să mă lase fără servici și așa mai departe. Ce contestau ei? Contestau că în anunțul de examen scria bibliografie / tematică și nu era bibliografie și tematică puse separat. Vorbeam mai înainte că un șef trebuie să știe și să vină, să cunoască activitatea, pentru că cine nu știe ce înseamnă AJOFM poate să spună că poți să dai un concurs din 3 legi și 5 capitole. Dacă nu cunoști legea în integralitate și în totalitate, oricând poți să ai probleme și nu poți să o dezvolți. Asta cred că a fost motivul, pentru că eu nu pot să învăț legea 76 sau să o știu doar 3 capitole din ea, pe tematică, în condițiile în care în bibliografie mi-a trecut legea 76. Dau un exemplu, da? Ok. Și astăzi, și dacă telespectatorii sau cei care doresc se uită pe site-ul ANFP, la fel scrie bibliografie și tematică, deci în continuare se organizează la fel concursuri, doar al nostru a fost contestat, doar ale noastre a fost contestată și asta se întâmplă, pentru că până la urmă e o chestiune strict legată de organizator, adică organizatorul a considerat că bibliografia este egal cu tematica, e aceeași chestiune, nu trebuie să învățăm doar capitole din lege. Asta a fost contestat, nu altceva. Nu s-a contestat nimic altceva decât că nu e tematica separată. Bun. Am fost, zic eu, supărată în momentul în care am fost acuzată pe nedrept. Sunt lucruri care nu le accept în viață. Nu-mi place să fiu acuzată pe nedrept sau acuzată de către persoane care nu mă cunosc și nu știu exact ce... Am fost făcută, sinecură politică, am fost făcută în toate felurile. Până la urmă, eu nu aveam nicio vină în toată povestea respectivă, s-au grăbit să mă arunce, să mă
fac în toate felurile, nici măcar nu era ultimul, adică eram în recurs, eram director când apăruse în ziar, pe Facebook, pentru că posturile de televiziune din județul Hunedoara și ziarele din județul Hunedoara n-au scris. Au primit informația să scrie, dar au înțeles că omul, Georgeta Tomuța, nu este așa cum se spune și n-au scris. Nu, cred că puteți să spuneți că ați auzit despre vreo publicație sau vreun tuns de presă care a scris despre chestiunea asta. Nu s-a scris. Bun, ne-am dus în recurs, a mai durat un an. Am stat așa, să zic, puteam să nu mai fac nimic, să nu, să exact pur și simplu asta să fiu vreau director, să spun. Da? Da. Să nu mai fac nimic, pentru că așa nu știu ce se întâmplă cu procesul, suntem în recurs, asta este. Am pus proiect de 4 milioane de euro, proiectul Siconet destinat tinerilor, în acele momente l-am scris. Noi nu avem firmă de consultanță, nu avem echipă de proiect, e un coleg cu care mă consult, iar cel care a dat drumul în aplicația mai smis la acel proiect am fost eu. Am avut proiectul Siconet, am avut proiectul Sico de la Hunedoara în aceeași perioadă. A venit recursul. În recurs, tot așa, 4 județe, primul județ Giurgiu a câștigat procesul. I s-a dat dreptate, aceeași cauză, aceeași apărare, aceeași situație, același avocat a câștigat procesul. După o lună a avut Hunedoara, AJOFM, Hunedoara, ANOFM cu ANFP proces și am pierdut procesul. Din director, în data de 23 iunie 2021, a rămas șomer neindemnizat. În data de 22 iunie a fost procesul. Nu am mai putut întoarce la postul meu pentru că m-am înscris la un concurs de recrutare. Asta a trebuit să se înțeleagă foarte bine. N-am primit niciun fel de favoritism. Nu am fost favorizată cu absolut nimic. Se putea organiza concurs de promovare fiind din sistem și atunci aș fi putut să zic, să fiu acuzată că mi s-a făcut o favoare. Nu, era un concurs de recrutare. Efectiv, n-am mai putut să... mă întorc la postul meu, am rămas șomer neindemnizat. Brusc. Dimineața... Exact ce povesteam, dragii mei. A fost momentul în care am avut nevoie de foarte multă stăpânire și putere. Am înțeles atunci că trebuie să mă înscriu la un concurs, să mă duc în, din nou să intru în corpul funcționarilor publici, pentru că aveam nevoie de bani să trăiesc. Să-mi plătesc ratele la bancă, sunt un om normal, nu am nimic, nu-mi cade din cer. Și atunci am fost tocată, și atunci am fost jignită și am să vă spun exact momentul. Întâmplarea a fost că în momentul când m-am dus la București să-mi iau ordinul de încetare a raporturilor de serviciu, plecasem cu toate actele la mine și am zis undeva trebuie să mă înscriu la un concurs, trebuie să-mi ocup un loc de muncă. N-a știut nimeni din județul Hunedoara, nimeni n-a venit cu mine, n-am avut niciun fel de sprijin, susținere și așa mai departe, am fost eu cu actele în brațe. M-am dus atunci și m-am înscris la un post care fusese scos la concurs din întâmplare, pentru că nu a fost scos pentru mine în condițiile în care cu o lună înainte un proces se câștigase. Post de resurse umane la ANOFM, erau două colege care erau maternitate și s-a scos postul pe perioadă de 2 ani. Aveam posibilitatea de a alege o altă instituție sau să aleg pe acea perioadă. M-am înscris la acel concurs. Am luat acel concurs pentru că era vorba de 5 legi până la urmă, rușine să-mi fie dacă nu eram în stare să iau acel concurs. Întâmplarea a făcut. Era undeva la 2-3 săptămâni diferență de momentul când a rămas fără loc de muncă și momentul când era concursul. Concursul a fost în data de 7 iulie. După care, toți cei din ANOFM îmi cunoșteau cariera profesională. Președintele ANOFM din acel moment era de o lună de zile, nu mă cunoștea, dar toți directorii ANOFM au știut de performanțele noastre, știau ce avem în județ. Proiectele toate s-au blocat. Am avut pe Siconet o situație extrem de neplăcută în zilele respective. Atunci eu nu mai eram și
au fost lucruri care foarte greu am putut să le remediez. A spus atunci așa, domnul președinte, te detașez la Hunedoara, dar tu ești bună de director. Și m-a detașat la Hunedoara director. În ziua în care am fost detașată de la Hunedoara director, din nou persoana care a contestat și m-a bălăcărit și nu știu de ce, a făcut un anunț. Partidele politice își apără sinecurele. După pierderea concursului, Tomuța a fost detașată la București ca fiind detașată la, înapoi la Hunedoara. Este prima oară când vorbesc în emisiune undeva public despre acest subiect, pentru că m-a rănit și m-a durut atunci foarte mult. Nu, doamnă, n-am fost, și îi spun doamne acum, n-am fost detașată la București când am pierdut procesul, am fost fără loc de muncă acasă. Nu am fost detașată, nu m-au dus partidele la București, pentru că și dacă se studiază puțin din punct de vedere juridic lucrurile astea, e foarte clar că nu poți să ai o detașare în momentul când ai o încetare, dar de dragul declarațiilor politice și de dragul de a distruge viața unui om, e atât de simplu să rănim fără să cunoaștem omul și fără să știm ceea ce face. Nu, am fost acasă, șomer neindemnizat, am dat un concurs și da, am fost detașată ca director la Hunedoara, iar dacă se dorește să se afle cum au mers lucrurile, cât eu nu am fost la JOFM Hunedoara în cele 3 săptămâni și ce probleme au fost pe proiectele noastre și așa mai departe, sunt lucruri care le putem discuta. Nu vreau să le discut aici. S-a scos din nou postul la concurs de director. Din nou concurs de recrutare. Din nou se putea înscrie absolut cu slash oricine. Sau cu și? A fost și, bibliografia ca să nu trecută fi. Sus și fix aceleași legi încă o dată trecute jos tematică. M-a dus din nou la concurs. Nu s-a înscris nimeni din județul Hunedoara. Între timp, partidul respectiv ieșise de la guvernare, dar nu și-a trimis omul, că m-am gândit, domnule, probabil aveau pe cineva și doreau să ocupe acel post politic. De asta mă atacă, pentru că în condiții în care nu mă cunoști, nu ți-am făcut nimic, nu ți-am vorbit cu nimic, să mă ataci în asemenea hal. Inclusiv persoane din jurul acel care gravitau m-au pus la zid. Zilele trecute m-am întâlnit cu un astfel de domn. Și am spus, vă cunosc de pe Facebook, ați distribuit așa. S-a blocat. Și am zis, cum ați putut să vorbiți despre mine, să mă faceți că sunt mufată la banul public, nu știu ce, nu știu cum, în condițiile în care nu mă cunoașteți, nu știți cine sunt. Știți ironia sorții? Persoana era șomerul nostru deja. Nimic nu e întâmplător în viață, eu vreau să spun. Un pic pe repede înainte, că mai avem doar 7 minute de emisiune. Ok. Am trecut prin toate astea, prin toate lucrurile astea și am mers înainte. Am avut puterea să merg înainte. Sigur că activitatea mea se vede și e publică. Toate evenimentele noastre. Sunteți în media de mult. Când au mai fost evenimente publice în AJOFM, organizate de AJOFM înainte de acești 4 ani? Se făceau burse în birouri. Eu îmi știu locul, știu ce am de făcut, știu cum să le fac. Dar mai trebuie să fiu lăsată să le fac. Și facem bursa mărțișorului, pentru că zic facem, dragii mei, pentru că suntem alături de cei din instituție AJOFM Hunedoara. Noi le respectăm, să spunem așa, empatia cu care își tratează își tratează aproapele, pentru că toți cei care calcă ușa, pragul, în momentul unui astfel de eveniment și aș putea să spun tradiționala bursă a mărțișorului. Așa este. Pentru că deja e o tradiție. Vreau să spun și eu, că așa. Tot mai sunt doar câteva minute.
Bursa aceasta Mărțișorului este ideea mea în totalitate și se organizează de când sunt eu director. Pentru că în țară există bursa națională unde vine de la ANOFM și ne obligă să facem în mai, restul burselor fiecare județ își organizează cum dorește. Ieri colegul meu, unul dintre colegii mei, este la Râșnov într-o delegație, m-a sunat și mi-a spus, mă tot întreabă cei de pe aici, cum de organizați voi bursa așa? Păi zice, noi organizăm, că organizăm în fiecare an. Bursa Mărțișorului o facem de câțiva ani și este un eveniment destinat în primul rând femeilor, dar sigur că la acest eveniment poate să participe oricine, ieșim public, e primăvară, venim cu angajatori care își doresc să angajeze personal, venim cu lucruri frumoase. De data aceasta o să o avem în trei localități. Numai anul trecut am avut în 1-2-3 mai, acum martie. Acum 1 martie pică vinerea și am zis să legăm cumva. Avem 7, 11 și 15 martie. Din nou vom fi Petroșani, Deva și Hunedoara. Nu este, v-am spus, un eveniment impus, ci așa am simțit eu că trebuie să ieșim primăvara și să fim alături de oameni. Și să nu se termine emisiunea, vreau să spun că da, suntem un județ greu, avem în acest moment 7.000, aproape 500 de șomeri în evidență. Nu întâmplător v-am spus despre evenimentele care le organizez, nu întâmplător acum ne legăm la cap, că nu ne doare, dar ne legăm cu un proiect de 23 de milioane de euro pe tranziție justă pentru cetățenii din acest județ, proiect pe care îl gândesc împreună cu echipa mea din AJOFM, 2-3 oameni care discutăm și încercăm să facem ca acești bani să nu irosim, pentru că am văzut undeva pe Facebook unde spunea, ce fac ăștia cu banii? Încerc ca acești bani să-i drămuim și să-i facem încât lucrurile să fie corecte și să fie pentru oameni. Cu toate aceste proiecte, doamna director vine la Hunedoara 1 TV, destul de regulat, în emisiunea colegei mele, Petronela Tămaș. Dragii mei, dacă aveți o piatră de moară într-o perioadă a vieții, e simplu. Luați legătura cu doamna director sau cu cei din echipa domniei sale, pentru că vă garantez că și cine nu s-a născut cu empatie a găsit de unde să o cumpere. Foarte multe mesaje, vă mulțumesc, vă rog să mă iertați că nu le-am dat citire, n-am vrut să o opresc, am lăsat-o să povestească. Alexandra Truță ne scrie, bună dimineața, doamne puternice, de apreciat, lăudat și ținut aproape, oamenii hotărâți, muncitori și care nu renunță când apar obstacole. Mult succes! Și ție, Alexandra, și îți mulțumim că ești alături de noi. Sergiu Stănescu ne salută, Enea Vasile, Cătălin Bălan ne salută și ne zice bună dimineața, o zi minunată, o zi minunată și ție, Cătăline, și drum bun către capitală, să ne faceți mândri că suntem hunedoreni. Merg la Târgu de Turism alături de colegii noștri de la Direcția de Documente și vă dorim drum bun și să ne trimiteți imagini, să venim cu imagini, poze și filmări de acolo. Bună dimineața, Edi, bună dimineața, Daniela, Enea, vă mulțumesc. Andrei Bozan ne scrie bună dimineața, bună dimineața tuturor, o zi minunată în continuare, nu ne luăm la revedere, stați puțin. Vă mulțumesc, doamna director, în primul rând ca și cetățean al acestui județ și ca cetățean al acestei țări, dorm mai liniștită dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva, pentru că eu de câte ori am apelat la dumneavoastră, am și prieteni, știu, am povestit despre un eveniment, o să vedeți că sunt oameni care au bătut la ușa acestei femei și care și-au găsit o nouă direcție. Aceste proiecte pe care AJOFM-ul le face, la asta se referă, să reușim să găsim altceva cu care să ne ducem traiul mai frumos, mai liber și cu inima împăcată. Eu vreau un singur lucru să transmit, să spun tuturor celor care au nevoie de noi, tuturor cetățenilor care simt că vor să-și schimbe locul de muncă sau și-au pierdut locul de muncă, să vină cu încredere la noi, iar dacă au o singură problemă, orice nelămurire, cred că lucrul ăsta deja se știe, să vină la mine la ușă, să-mi scrie, cumva să ia legătura cu mine, pentru că nu, poate nu pot să rezolv 100%, dar promit că ajut și încerc să ajut.
deja oamenii mi-au scris absolut tot ce știu, inclusiv colegii mei din agenții, tot vorbează o răștie. Dacă a fost cineva și mi s-a răspuns sau nu i s-a luat o hârtie, în momentul respectiv da, director știe. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, trebuie să mă grăbesc. Astăzi, 16 februarie, tânăra generație este așteptată la Renault, la club, dragii mei. Dragii mei tineri, astăzi la club se sărbătorește iubirea. Be my Valentine, spun, adică fi Valentinul meu, a oricăruia dintre noi, start la un noul proiect pe care Alin Modârcă și Roxana îl pornesc astăzi. Muzică pentru noua generație. Dragii mei, nu cred că e ușa închisă. Dacă vrem să vedem cum se distrează tinerii noștri, putem astăzi să mergem la Renault. Mâine vedem ce vor organiza pentru sâmbătă. Mâine dimineață, aici la Dale Dimineții, un alt om care iubește muzica, dragii mei. Nu oricum o iubește. O scrie, o rescrie și o dirijează și pentru ceilalți. E vorba de profesorul, maestrul și dirijorul orchestrei ansamblului profesionist Drăgan Muntean. Dragii mei, mâine alături de noi o bucățică din comoara acestui județ va fi alături de noi aici la Dale Dimineții. Până mâine dimineață eu vă spun doar vă iubesc și vă doresc o zi minunată!